intrat în, în atelierul uh, maestrului Henri Catargi și uh, eram nu eram adolescent, eram copil, tiner, nu știu, vreo 10 ani aveam, mă rog, ceva de genul ăsta. Și mm, rar mai mergeam eu cu tata, la atelier mergeam, ori or, nu neapărat să pictez aici, dar câteodată când el nu era, mă lăsa să pictez, dar dar să-l și ajut să prepare pânze și alte lucruri de genul ăsta, să-l ajut, nu? La rame, la întins pânze sau la... Bun. E, și pe urmă plecam spre casă și mi-a spus „Ah, hai să trecem pe la togo, așa îi spunea el, adică și lucr El fiind mai în vârstă decât tata, dar eu nu mai era un maestru și pentru tata, dar el a lucrat și în atelier cu catergii. Și ne-am dus pe la el, hai să vedem ce, că mi-a zis să trec și in, intrăm. El stătea pe un scaun lângă o masă unde era aranjată o natură moartă și cevaletul era puțin mai încolo și stătea la masa aia și mânca, nu știu, pâine cu un cașcaval, o brânză. Și mânca ceva frugal. Și uh, uh, l-am lăsat să și termine să -și termine uh, dejunul, da, era ceva rapid. Între timp mă uitam la peșevalet, era o natură moarte mare, câteodată picta niște naturi moarte foarte mari, știi, de vreo un metru, 20-30 pe un metru și așa mai departe, impresionante și era cu multă pastă pictat și se vedea, mai ales că era și proaspăt, se vedea cum era frântă. Pensula pe, pe paletă și pe, pe pânză, și ea era impresionant, și acum, poate fiind și copil mai impresionant și mai tare, dar cred că și acum să văd cum să nu. Și jos, la, la poalele șevaletului, erau rase, era nu știu câte culoare mai veche, rasă, probabil cu reveniri, revenir, și era ca, un, ca o pătură de, de, de culoare pe jos, nu proaspătă rasă de pe el. Uh, și el s-a uitat la noi, la un dat i-a căzut brânza pe jos, a luat-o, a suflat puțin, el era și boier, mare boier, dar dar, dar de, destul de degajat. A luat-o, a suflat puțin, a mâncat-o, eram impresionat 10 ani, mama spune nu l-a de pe jos. <laughs> dar m-a impresionat acea natură moartă acolo, extraordinar. Și el ca om deodată s-a ridicat, când s-a ridicat, că era și înalt, așa era împunător și avea o distinție, că era o noblețe în suflet. Știi? Nu neapărat că era boier, puteau să fie boieri care să fie destul de... Ăsta e un episod, sunt multe de genul ăsta. Impresionant. Mi-au rămas și acum culorile alea. El nu făcea cu culori vii, dar erau sonore, erau puternice, erau cu brunuri, negruri, un roșu puternic, alburi erau puternice și crude. și E foarte frumos, da? că sunt fiul pictorului Ion Pacea. Nu, no, nu e nicio moștenire, chiar din potrivă. Pentru mine este cea mai mare cel mai mare bine pe care mi l-a făcut uh, soarta, eu știu, sau cum să le spunem noi. Da. Sunt foarte mulțumit. În primul rând că m-am înțeles de, uh, extraordinar cu el, era un om deosebit. Uh, datorită lui am avut, uh, uh, cum să spun eu, de mic copil am cunoscut pe toți artiștii de aici, de, de peste tot, de, din București, din uh, România. Bine, erau și mai puțini pe vremea aia. Dar uh, artiștii importanți, de la mari maestri care erau în vârstă, Baba, catargie, uh, Ciucurencu, până la cei tineri din vremea aia, nu ce să mai discutăm, nu? care, uh, care uh, pe lângă tatăl meu, care era un, un artist... Uh, un exemplu de artist, ca disciplină și ca, ca lucru, ca metodă de lucru. Ori asta îți dă un altă, o altă siguranță pe care foarte mulți o dobândesc mult mai târziu, toți, pentru că când încep să intre, că intră foarte târziu la, la Facultatea de Bele Arte, că, și atunci încep să intre în contact de la profesor, pe urmă, intră în ateliere altor artiști. Artiștii sunt foarte primitori. Nu, foarte sunt. Sunt, poate sunt exemple foarte rare să nu fie deschiși, către, mai ales către tineri. Tânărul îți dă ceva, adică dacă cineva ar veni, un tânăr, sunt fericit când vine un tânăr în atelierul meu. Și tot intrau, da, eu de mic copil, deci un mare avantaj, nici, nicio, nici un handicap din potrivă. Nu numai că aveam culori, eu tot de când eram mic, dar eu având probabil în mine acest sper, să numesc, să har, nu, mă rog. Sora mea am o soră care n-a interesat tot deloc. Nu, nu a interesat. Bine, a făcut literele normal, dar, dar deloc nu, n-a tras o linie în viața ei, n-a interesat -o. Așa că, dar nu, nu, nu. Și chiar și astăzi eu mă simt bine în dialog cu tatăl meu, uite, care îl și țin aici. Nici nu vreau să scot, i-am făcut portretul ăsta când a murit drăguțul de el în 1999. Destul de repede, a 75 de ani. Și m-am întors de la mormântare și am făcut uh, portretul ăsta din cap. I-am mai făcut eu un portret uh, lui, dar uh, mai de mult. și, uh, pe în ultimii ani am cerut să-mi pozez. Spune, a, nu-ți Mai m făcut când eram tânăr, sunt mulțumit. Uh, și am, am o comunicare cu el puternică. Taica că, el îmi vorbea foarte puțin, nu era un tip uh, in care să-și impună ideile și să mă genul Pater Familia, Spadre Padrone sau Uh, era un tip care. Dar când spunea un lucru, spunea foarte. Uh, când uh, am plecat pentru o expoziție în Occident, în 83, uh, el mi-a spus: Dacă te întorci, cu picioarele. Și mi-a spus: Eu nu mă simțeam foarte bine aici, îți dai seama ce eram. Uh, cunoșteam toți artiștii, era un mediu artistic foarte interesant, mult mai, erau comunica mult mai mult. Acum, toți sunt foarte distinct distanțe, așa și foarte, mă rog, mai sunt cu care comunicăm. Dar atunci era o tânăr, mă duceam puști, nu neapărat că eram fiul lui Pacea, nu, nu, alți tineri veneau, băteau la ușă, se duceau la maestri, la... era foarte interesant. Eu stăteau chiar așa, era și un băruleț aici la televiziune, tot timpul erau pe acolo, unii, mă rog. Deci mă simțeam foarte bine în mediu, dar el mi-a spus, pleacă. Nu neapărat că, sigur că era o situație urâtă, pe urmă a devenit și mai urâtă ultimii, dar erau puține ani. Bine, nimeni nu știa că o să mai fie, nu? Dezastru din ultimii ani ai comunismul, vreau să spun, frig, foame, nu știu ce. Dar nicio grijă, poate ne așteaptă și acum așa ceva, poți să știi. Bun. El mi-a spus ca să merg la Paris. Acolo, chiar dacă eram într-un sistem, ca astăzi, tot acolo mă trimetea. Adică mă trimetea. Mă sfătuia să mă duc. Și cu dacă mă întorceam, nu se întâmplă nimic. E, și asta mi-a prins foarte bine. Foarte bine. Pe urmă, extraordinar, pentru că s-a căzut comunismul și am putut să mă întorc aici. În primii ani mă duceam, mă întorceam, mă duceam. Sigur, acum de ani, de ani de zile stau din ce în ce mai mult aici și foarte mult aici, pentru că mă, nu știu, mă, mă atrage foarte mult și uh, s-a mai schimbat și în Occident. E cam... Da, acolo am învățat enorm de multe lucruri, enorm de multe lucruri. Pe toate planurile art artistice, meserie și nu numai văzând cum se numește, văzând pictură multă și e altceva, e o emulație, dar sunt locuri în care pot să cercetez, să studiez, pe mine m-a interesat foarte mult desenul vechi, am și o colecție de desene vechi, puteam să merg la bibliotecă să le studiez la, la, la Biblioteca Națională pe vremea aia, prin 80, 4, 5, când era 6, 7, acum s-au mai schimbat. Puteai să consulți în original desene. Desene de mari mai știți, cele dădeau, sigur, era, puneai mănuși albe, sigur, te trebuia să te înscrii, făceai orice, sigur, nu era, nu, te duceai ca pe bulevard și luai, sau ca într-o librărie și luai din raft lucrurile, ți se aducea, era un pro procedeau pe o masă foarte frumos, dar le puteai lua în mână, să te uitai la filigran, vedeai desene, că și desenul are, nu e numai pictura care are o grosime, o materie, chiar și desenul în profund, are o materie a lui, chiar și tușul are o materie, sau câteodată erodează, rupe hârtia, că e acid și, mă rog, și desenul original de extraordinar, adică fantastic. Acum, în ultima vreme, sigur, nici n-am mai fost, dar s-au făcut foarte multe facsimile, și s-a înlocuit acest procedeu de, 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 cât poate, poate pentru oameni care cercetează unde aproape un artist, fac anumite cereri, nu știu. Dar atunci te înscriei la Biblioteca Națională și se dădea. Nici nu era făcută biblioteca aia care a făcut-o Mitterrand pe malul Gârlei, pe Sena, acolo. Era Biblioteca Națională. Brev, deci erau foarte, era o panoplie enormă. Și viața, viața, strada a Parisului, extraordinar. Eu n-am picta niciodată la comandă și prin forța lucrurilor. Adică nu mi s-a comandat niciodată nimic, și încetul cu încetul. Și pe urmă, mi s-a întâmplat să mai îmi ceară cineva un portret al cuiva, n-am putut să-l fac. Am, am, făcut foarte multe portrete, figuri sau, dar de prieteni, rude, oameni apropiați, trebuia să fim în atelier, chiar dacă nu-mi pozau neclintit așa, dar Stăteam cu ei, mai beam un pahar, începeam să lucrez, până mă plecau și continuam eu în două, trei ședințe. Dar la comandă nu. Dar asta nu înseamnă că genul artă pentru artă. Se poate face, sunt foarte multe căi. Important e, important să-ți fie propriu ție și până fiecare are destinul lui. În funcție de tot felul de, de situații și întâmplări care, care i-au apărut, nu? Dacă, cine știe, cu timp, mi apăreau pentru comandă sau să nu ne neapărat portrete, să fac o, o pictură murală, sau mai ales că eu am făcut și uh, monumentala. Tot tatăl meu, uh, grație lui, uh, uh, eu cum pictam de mult uh, în în acasă și în atelier aici la tata, uh, pictură de chevalet, cum se spune. Uh, el, când a fost să dau la Institutul de, de Arte Plastice de pe vremea aia, erau mai multe secții, probabil ca și acum, nu? În care era pictura, pictura, sculptura, pictura murală, monumentală, nu știu. Și Taiga mi-a spus, nu te, nu da la pictură. Pictura o face acasă, nu știu când, nu, Și nu e asta problema ta. Dă la pictură monumentală, pentru că acolo învățăm și tehnici. Restaurare, zgrafito, mozaic, frescă. Și, și mi-a prins foarte bine. Așa că, da, ăsta e destinul, adică n-am făcut niciodată. Dar asta nu înseamnă că dacă face cineva artă și trec nu la comandă, mai departe, artă cu tendință, artă angajată sau ar fi rău. Nu. În zilele noastre, din ce în ce mai mult, și nu numai acum, și de puțin timp în spate, foarte mulți artiști sunt Uh, a apărut termenul ăsta de curator sau manager. Sunt proprii lor, deci manager e curator și uh, pentru că nu are de ales. Uh, sau nu, și așa vrea, vrea să. Nu mai știu că -are de ales. Sigur că situația ide ideală este o galerie sau un negustor de artă sau cum era altă dată sau o galerie astăzi, nu? Și cum se întâmplă pentru cei care sunt uh, sunt deja lansați și foarte cunoscuți mondial, nu? Au o galerie care se ocupă de ei În care este și curator și tot ce vrei Și manager, etc. E situația ideală chiar dacă plătește un tribut destul de scump, așa zis Între ghilimele, mă rog, se pare normal, nu? Să dea chiar și 50% și mai mult dacă e Pentru că e o muncă, e o muncă foarte complicată Dar mulți iau taurul de coarne și pentru că n-au o altă soluție, sau e mai complicat să găsească galerii, fac ei singuri toate lucrurile astea. Și uh, uh, eu n-am prea făcut singur asta, că. Sigur, uh, sunt obișnuit din vremea uh, că totuși am mai activat aici, am plecat în 83, am plecat la 25 sau 26 de ani și am mai expus între timp aici, în România. Pe vremea uh, era un trufel proprii noștri curator, nu existau galerii nici și nici Uniunea nu se ocupa, bine, nici asta, nu, nu e asta problema, nu se ocupa de lucrul ăsta. Sigur, da, Uniunea făcea anumite, și, nu, Ministerul Culturii, da, în, legătură, în, în strânsă legătură cu Uniunea, făceau expoziții în străinătate, da, de grup, de, mă rog. Dar aici toți își făceau, când își deschidau expoziții de la mari maestri până la, până la tineri, de, de un, ei singuri se ocupau de toate lucrurile astea. Astăzi, sigur, mai puțin s-au deschis multe galerii, chiar galerii foarte bune și altele s-au închis, normal, ca... și se ocupă de lucrul ăsta. Situația ideală că altcineva să se ocupe. Sau, repet, nu e pentru mine e situația ideală. Unora chiar le place să se implice foarte mult, îi stimulează. Pe mine mai puțin, mă obosesc. Am făcut o serie întreagă de, de tablouri, nu? de picturi, desene, schițe, fotografii, cu tema visum. Și a, nu neapărat că dinainte m-am gândit eu să, să, fac ceva cu tema visum. Deci, în Spania, că eu mai am și al loc unde mă duc și pictez din 92 și mă simt foarte bine, un sat din Spania, de pe Mediterană, între Valencia și Alicante, Altea se numește, eu, un sat, mă simt minunat acolo. Chiar dacă eu sunt unul care pictez noaptea și îmi place noaptea foarte mult, dar lumina din timpul zilei mă, mă impregnează foarte mult și e, e fantastic tot ce văd. Și acolo am, am, am văzut, erau o, o, în stânga de unde, de la apartamentul în care stau, stăteam, e, se, se făceau munte care intra în apă, și cu altă rest de munte mai departe, și cu o mică insuliță în dreapta, erau parcă de unde le vedeam. Eu erau totul la secțiune de aur. Adică perfect puse. Și încetul cu încetul am făcut desene, fotografii, picturi, mă rog. Și mi-am dat seama și l am picat. și mi-am dat seama că, de fapt, asta e o stare de, de visare, visul. Și am dat titlul Visum. Forma s-a mai transformat, s-a mai transformat, am mers mai, mai departe. Mi-am mi dat seama că am început să pictez niște Anumite picturi cu nori și cu ceruri, numai cu nori, și care și astea intrau în aceeași temă. Este o temă de meditație și de visare, știi. În care fiecare se poate plonja în, prin, prin imaginea respectivă în propriile lui vise. Așa s-a născut tema asta. Bine, o mică temă, Eu am foarte multe teme, am avut și cu Pacio de Sevilla și cu grădinile alea din, din Pacio, interioarele alea fantastice care stă în Sevilla, în zgomotul de afară și intri acolo, se creează un mic paradis. Și ăla putem, dacă vrei, la un dat să-l să trecem la visul, pentru că intri într-un spațiu în care, în care tu efectiv te, și prin liniștea respectivă și plin de vegetație și, și, și grădina aia care este, e interesant, grădina aia este coridele coridele au în spaniole spun arena un nisip de la foarte fin maron așa care se pune pe jos. Toate grădinile alea n-au nici pământ, nici, nici iarbă crescută așa. E, această, e acest nisip neutru așa, un ocru, un ocru gri așa, și pe care se pun ghivece. Și eu e, e o lume Așa că, bine, sunt multe teme, dar tema asta m-a bântuit puțin, visul. Am abandonat-o acum, sigur sunt mai vechi, din nou, do, do, 2010, dar au, lucrurile continuă până s-au întrepătruns. Unele le-am făcut și în 2018 și în 2000. Cam așa, cred că și până atunci. Da, am mai făcut da. 19 chiar. Ce să spun altceva despre lucrurile astea? E, e, foarte complicat să vorbești despre propria ta pictură, știi? Ea spune cel mai mult, dacă are ceva de spus. Eu pot să-ți povestesc numai de cum a apărut, cum, -a, cum -a, cum a apărut ideea sau de ce le denumesc așa sau procedeul de, de lucru, dar câteodată chiar și pe criticii care este foarte util, normal, dar, dar de multe ori îi fabulează pe o chestie, tot propria lor viziune vis-a-vis -vis de niște tablouri sau care câteodată că toate au foarte puțină legătură cu tablourile, dar fac parte din cultura lor și, și îmbogăt, De fapt, critica, un bun critic este cel care îmbogățește opera de artă. Nu neapărat o, o, expune. A, mai era critica de pe vremuri, dar acum e mai, nu prea am văzut că apare, E adevărat, era criticat cu adevărat, era înjurat, să spunea, e un pictor prost, e un pictor în care nu e bun și acum toți suntem buni, toți suntem frumoși, totul. Mă rog, era interesantă critica, de, vreau să spun, de pe vremuri, în secolul XIX, din secolul când erau nu, chiar mari pictori ca de la Croix, erau criticați de unii și de alții și era care s-a mai continuat și până după începutul secolului 20, destul de mult, cam după, cred că al doilea război mondial, sau au început să se, să se schimbe lucrurile în uh, peace and love și uh, totul e frumos, suntem buni, suntem prieteni cu toții și ceva de genul ăsta. Suntem uh, parcă o, o o reticență în a critica ceva. Nu e o problemă să-l... Să să-l pune greș pe să-l înjuri sau ce. Nu, să critici. Că, domnule, mie nu -mi bănuiesc că nu-mi place ce face acolo. Chiar dacă era criticat un mare de la acolo, E un punct de vedere. Acum toate sunt frumoase. Nu știu, până acum lumea se schimbă enorm. Acum trăim într-o schimbare, așa că vom vedea ceva, da.